Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Socotesc că viața noastră este o luptă cu noi înșine pentru ca, dincolo de ea, și de ce nu chiar începând de aici, să ne găsim împlinirea, să ne găsim fericirea. Avem o multitudine de sfaturi minunate și atât de folositoare pentru ca omul să se simte fericit. Pe unele le împlinim, pe altele le căutăm, pe altele le refuzăm. Astăzi vă propunem o discuție, socotesc, foarte, foarte interesantă și nădăjduiesc atractivă să vă țină lângă noi și de ce nu să vorbim așa în duh despre întâlnirea aceasta frumoasă. Vorbim despre deschiderea inimii și închiderea vorbei de șarpe. Dar dacă vorbim, trebuie să avem și parteneri și avem astăzi un partener pe măsură. Și anume pe Părintele Protopop Nicola Marian, de la Protopopiatul Oltenița, județul Călăraș. Preacucenice, Părinte Protopop, bine ați venit! Bine v-am regăsit și vă mulțumim pentru invitație. O temă frumoasă, spunem noi. Cu mila bunului Dumnezeu o să dăm citire unui scurt pasaj din Patericul Egiptean și apoi iarăși cu bunătatea Preasfântului sperăm să avem picături de har care să ne lumineze și mintea și să ne încălzească și inima. Un frate a venit la Ava Pimen într-o a doua săptămână din postul mare și mărturisindu-și gândurile și dobândind odihna, i-a zis: puțin de nu m-am împiedicat să vin aici astăzi. Și a zis lui bătrânul: pentru ce? Zisa fratele: am gândit ca nu cumva pentru post nu-mi vei deschide. I-a zis lui Ava Pimen: noi nu ne-am învățat a închide ușa cea de lemn, ci mai vârtos ușa limbii. Preacucenice, Părinte Protopop, aveți și experiență pastorală frumoasă și rodnică. Și întâlniți situații de oameni care își doresc pacea. Mă gândesc că acum mulți ani se gândeau oamenii sau spuneau anumite persoane că se va dezvolta atât de mult tehnologia și știința că nu vom mai avea nevoie de așa zisa spovedanie. Lucrurile vor fi mai simple, mai facile la apăsare de buton și așa mai departe. Vedem că se petrece opusul. Și sunt oameni care poate își doresc să scape de pe vara de pe inimă și uneori poate n-au curaj. Și vă întrebăm, cum putem prinde curaj? Poate ne urmărește cineva dintre cei care doresc să facă acest pas și n-au curaj. Îi sfătuim, cum putem prinde curaj pentru a ne mărturisi gândurile, sufletul? În mod sigur, trebuie să prindem curaj. Acum avem nenumărate îndemnuri în Sfânta Scriptură, îndemnuri adresate de Mântuitorul Hristos, apostolilor, celor care îl ascultau și, bineînțeles, prin ei, până astăzi, nouă tuturor și, bineînțeles, până la sfârșitul veacurilor. Mântuitorul Hristos ne cheamă în a îndrăzni. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Am putea spune ce legătură ar avea acest îndemn cu întrebarea pe care mi-a spus-o. Da, sigur, îndrăzneala la care ne cheamă Hristos este o îndrăzneală într-un cuget de pace, într-un cuget de eliberare duhovnicească, de ce nu, într-un cuget de eliberare de toată povara pe care lumea, de-a lungul vremii, dar în mod special în vremurile de astăzi, în zilele noastre, iată, o pune pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem frământările noastre. Fiecare dintre noi, în lumea în care trăim, avem gânduri, avem, să zic așa, anumite planuri și pe care nu știm dacă cei din jurul nostru le-ar putea accepta, le-ar putea înțelege și le-ar putea asuma. Însă dacă aceste gânduri și aceste dorinți sunt unele bune, din punctul nostru de vedere, noi trebuie să îndrăznim și să ne deschidem inima și să le împărtășim celor din jurul nostru. Din alt punct de vedere, iată, avem exemplele Sfinților Apostoli, avem exemplu Sfinților Mucenici, avem exemplu Sfinților Cuvioși de-a lungul istoriei până în ziua de astăzi, în care îndrăzneala lor a putut să ducă nu numai la pacea sufletească a celor care și-au deschis inima și-au avut această îndrăzneală, dar de cele de mai multe ori i-a câștigat și pe cei cu care au interacționat, față de care s-au deschis, față de care au avut această îndrăzneală. Să nu uităm că, iată, și în perioada marilor persecuții, îndrăzneala martirilor, iată, a adus la îmbogățirea calendarului cu foarte mult sfinți și zădărnicirea intenției prigonitorilor din acele vremuri, care doreau să înlăture creștinii, să înlăture credința creștină, însă cu cât, iată, umorau
îi aduceau în situația muceniciei pe creștini, cu atât credința prindea amploare, cu atât mai mult creștinismul se dezvolta și mult mai mulți creștini veneau la dreapta credință și la închinarea în adevăratul Dumnezeu. Așa că această îndrăzneală, pot spune, să zic așa, este folositoare și pentru cel care îndrăznește și își deschide inima și, de ce nu, și pentru cei față de care facem acest lucru. Deci putem spune și putem adresa un prim îndemn, să zic, celor care ne urmăresc, de a îndrăzni, de a îndrăzni în ceea ce, mai ales la lucrurile bune. Există foarte multă îndrăzneală, din păcate, în vremurile de astăzi, în zilele noastre, în ceea ce privește păcatul, în ceea ce privește fapta cea rea, în ceea ce privește expunerea, dacă putem spune așa, gândurilor nepotrivite, a planurilor nepotrivite, mai ales, iată, pe rețelele de socializare. Un cuvânt bun, un cuvânt de folos, ne este greu să-l spunem. Nu avem această îndrăzneală. Însă cu multă îndrăzneală, cu multă noșanță, cu multă, iertat să-mi fie cuvântul, obrăznicie, se pun în piață, se pun în discuție foarte multe lucruri nepotrivite și se etalează foarte multe exemple negative care de cele mai multe ori duc nu numai la pierzarea celui care face acest lucru, ba chiar mai de cele mai multe ori la pierzarea multora dintre cei care asistă sau își asumă sau urmăresc această deschidere și această îndrăzneală pe care am numit-o într-un anumit fel mai devreme și nu vreau să mai repet acest cuvânt. De aceea bine este ca noi să ne deschidem inima, bine este ca noi să ne deschidem față de cei din jurul nostru, bine este ca noi să ne deschidem în primul rând față de Dumnezeu și, bineînțeles, de ce nu față de propria noastră conștiință. Da? Ne putem deschide și trebuie să ne deschidem și să ne împăcăm și cu propria noastră conștiință, punându-ne diverse întrebări față de starea pe care noi avem, față de care viețuim zi de zi și ceea ce ar trebui poate să îmbunătățim în viața de zi cu zi. Ce îmbrățișare fericită dintre delicatețea sufletului creștin și curajul mărturisirii, dintre gingășie și îndrăzneală, dintre atitudinea pe care un copil bine crescut se duce cu sfiară la părinți și le sărută mâna și în același timp nu dă niciun pas înapoi că trebuie să le ceară ceva. Și așa trăiește creștinul. Și sunt situații de oameni care tot amână, părinte protopop, momentul acesta al spovedaniei sau măcar al unui sfat. Pentru că avem nevoie, poate până la spovedanie avem nevoie de sfat, să ne așezăm corect față de noi înșine, față de Dumnezeu. Și zic că nu acum, mai târziu, sunt tânăr, mă bucur, de ce să-mi ratez viața respectând anumite principii care poate sunt bune, dar îmi seacă bucuria tinereții și nu are rost, vreau să mă bucur de ele. Și vă întrebăm pentru a sintetiza interrogativitatea. Putem merge oricând, putem să lăsăm poate până în momentul în care se apropie închiderea ochilor pe acest pământ și apoi să hotărâm atunci să mergem la duhovnic? În ceea ce privește credința și relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu noi înșine, pentru că am vorbit de aceasta, și cu cei din jurul nostru, pentru că sunt cele trei raportări pe care noi trebuie să le avem în viața de zi cu zi, la Dumnezeu în primul rând, la noi înșine și la semenii noștri, nu trebuie să amânăm nicio clipă atunci când ne vine un gând bun sau constatăm o anumită stare. Avem exemplu care mi-a venit în minte și este celebru în Sfânta Scriptură, întoarcerea fiului risipitor. E adevărat, a fost o amânare. Dar în momentul în care și-a venit în sine, pentru că venirea în sine nu este altceva decât conștientizarea stării în care ne aflăm sau în care se afla el, imediat i-a venit și gândul cel bun și a făcut un plan: mă voi scula și voi merge la tatăl meu. Ei, această ridicare nu este altceva decât hotărârea de a părăsi, de a ieși din starea de păcat în care s-a aflat până atunci și în care ne aflăm și noi în anumite momente. Deci răspunsul la întrebarea pe care mi-a spus-o, iată și cu argumentele pe care le-am adus și sunt o mulțime de argumente, este ca în momentul în care conștientizăm starea noastră, în momentul în care conștientizăm că avem inima grea, nu trebuie să așteptăm. Imediat trebuie să ne ridicăm și în acest sens trebuie să avem într-adevăr acel părinte, cum și fiul risipitor l-a avut, da? Și spre care imediat și-a îndreptat gândul. Și acel părinte este, bineînțeles, în primul rând Dumnezeu la care noi trebuie să ne gândim și în același timp părintele nostru duhovnicesc. Adică fiecare dintre noi ar trebui să avem un duhovnic, să avem un sfătuitor cu care
în orice moment, și atunci când suntem puși în situația de a face un lucru bun, și atunci când, eu știu, suntem într-o dilemă sau, eu știu, suntem tentați să facem un lucru care nu ni se pare tocmai potrivit, este bine să cerem sfat, și sfatul duhovnicului întotdeauna este unul potrivit, pentru că nu este neapărat al lui. Bun, există și participarea duhovnicului și experiența acumulată, dar este darul Sfântului Duh care lucrează prin duhovnic, prin preotul duhovnic, și care întotdeauna luminează și care ne oferă exemplu și sfatul și îndrumarea cea mai potrivită. Așa că nu trebuie amânat, cu atât mai mult să amânăm pe vremea sfârșitului nostru. În primul rând, nu știm când sfârșitul va veni. Vedem nenumărate situații în care din lumea aceasta pleacă și oameni în vârstă, încărcați de ani, dar și copii, tineri, eu știu, în urma unor situații neprevăzute, și atunci nu este cazul ca să amânăm descărcarea noastră sufletească, sau de ce nu, că și de lucrul acesta am vorbit, și anume de a primi un sfat, un sfat care să ne echilibreze în lumea în care trăim și un sfat care să ne dea puterea și îndrăzneala, că am vorbit la început de acest curaj, de această îndrăzneală, de a merge mai departe, de a face lucruri bune, de a evita anumite lucruri, eu știu, poate nu tocmai potrivite, și care printr-o sfătuire, printr-o conlucrare, printr-o discuție, putem ca să alegem pasul cel mai potrivit pentru ceea ce noi avem de făcut. Creștinii recunosc Stăpânul și Creatorul și se îndreaptă către El. Cei care nu fac lucrurile acestea încă nu le recunosc, pentru că sufletul lor se duce către izvor și simt nevoia de multe ori să strige la Dumnezeu. Unii poate recunosc momentul în care Dumnezeu îi cheamă, alții îl amână. Și văd întâlnirea pentru un sfat duhovnicesc ori pentru spovedanie o întâlnire corectă și eficientă cu conștiința înaintea lui Dumnezeu. Că de fapt atunci se naște conștiința păcatului, când mă raportez în modul cel mai corect la Dumnezeu și vine peste mine regretul, nu care mă apasă și mă duce către depresie, ci care mă înalță, smerindu-mă și ducându-mă către Dumnezeu. Când știm care este momentul pentru a ne întoarce către Dumnezeu? Momentul de întoarcere către Dumnezeu trebuie să fie momentul prezent. Trebuie să fie momentul acum, nu mâine, nu altă dată. Bineînțeles că acest lucru, să zic așa, îl realizăm și îl conștientizăm cercetându-ne foarte des conștiința, cercetându-ne foarte des și făcându-ne, eu știu, în anumite momente de liniște pe care fiecare dintre noi ar trebui să le avem în tumultul acesta al vieții de zi cu zi, și în care să reflectăm la ceea ce, eu știu, am făcut sau nu am făcut în zilele care au trecut, în anii care au trecut, în lunile care au trecut, și ceea ce ar trebui să facem în viitor. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să existe aceste momente de pace, de liniște, de reflecție în viața noastră și să ne gândim și să socotim care este momentul potrivit, iar momentul acesta potrivit, cum avem un imbold, imediat trebuie să îi dăm curs și să nu îl amânăm pentru altă dată. Deci, o cercetare a conștiinței, o cercetare a stării noastre de pace sau de turburare, de încărcare sufletească sau nu, ne poate indica momentul în care noi trebuie să venim la duhovnic, practic să ne ridicăm din starea noastră și să pornim către bunul și blândul nostru Părinte, care este Tatăl cel Ceresc, care este Dumnezeu. Deci, lucrul acesta îl sesizăm și trebuie să-l sesizăm cercetându-ne conștiința noastră și văzând în ce stare ne aflăm și, de ce nu, gândindu-ne dacă, eu știu, starea noastră sau conștiința noastră ne cere acest lucru. M-aș întoarce puțin în această întâmplare frumoasă. Când ucenicul se duce la vapimen, are în prima instanță o oprire. Spune că nu-i momentul, Ava Pimen are și el rânduiala lui, nu-l deranjează pentru a se spovedi. Și au această idee și o aduc în timpurile noastre și sunteți duhovnic și suntem preoți. Și vorbim din perspectiva preotului, pentru că oarecum atinge și pe cel care dorește să se spovedească. De multe ori avem și alte responsabilități pastorale, liturgice, personale în viața spirituală și familiale. Suntem soți, suntem tați și așa mai departe. Când aflăm, pentru a nu greși înaintea lui Dumnezeu, care este timpul optim pentru cel care poate ne dă un telefon și ne spune vreau să mă spovedesc, oricând, noapte, ziua,
când există această disponibilitate pentru spovedanie din partea duhovnicului? Disponibilitatea din partea duhovnicului trebuie să fie una permanentă. Este adevărat că și credincioșii noștri trebuie să înțeleagă exact ceea ce a spus mai devreme, că și preotul duhovnic și mai ales preotul de mir, dar și preotul călugăr, are anumite rânduieli, are anumite responsabilități în societate sau preotul călugăr în mănăstire, are un canon de făcut și așa mai departe, anumite ascultări. Și atunci, într-adevăr, nu trebuie să dăm buzna oricând și oricum și în orice moment. Însă, în ceea ce ne privește pe noi, nu trebuie să amânăm și nu trebuie să îndepărtăm pe cineva care ne solicită ajutorul. Eu am un principiu și poate pentru mine nu este tocmai potrivit, dar m-am ghidat și mi l-am asumat de-a lungul timpului. Telefonul meu și disponibilitatea mea este una permanentă, chiar și la ore nepotrivite. Și am spus întotdeauna, dacă cineva m-a sunat acum, asta înseamnă că are nevoie de ceva. Și atunci, dacă apuc să răspund, dacă nu îl sun, eu văd despre ce este vorba și încerc să fiu cât se poate de disponibil. Bine, sunt și cazuri așa care nu pot fi luate în seamă, dar de cele mai multe ori oamenii au nevoie de ajutor din partea duhovnicului. Și vedeți, noi suntem obișnuiți să spunem că a ajuta pe cineva este doar atunci când îi dai un bănuț, când îi dai... Nu, putem să ajutăm și putem ajuta foarte mult și mai ales noi ca preoți, dar și în general și credincioșii noștri pot ajuta și putem ajuta foarte mult printr-un sfat, printr-o încurajare, printr-o ascultare pe care să o facem, să avem disponibilitatea a o face față de cineva care ne cere sfatul sau ne cere ajutor într-un fel sau altul. Deci eu consider că momentul potrivit pentru a asculta pe cineva, fie în sensul de a primi un sfat, de a da un sfat din partea noastră și de a primi cel care ne solicită, fie în a spovedi, nu trebuie amânat, pentru că, vedeți, există un declic în viața fiecăruia dintre noi și mai ales în ceea ce privește pe cei tineri. Există un moment de chemare din partea lui Dumnezeu, există un moment de conștientizare, este un moment de gândire, dincolo de o viață poate de multe ori dezordonată, o viață plină de griji, de probleme, de așa cum le avem în viața de zi cu zi. Așa, există și momente în care tânărul, omul în general, așa cum vorbeam și mai devreme, își vine în sine și își pune întrebarea: ce este cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Ce ar trebui să fac? Cum să ies din această stare? Și atunci, dacă noi nu suntem disponibili și nu suntem receptivi la strigătul celui care ne solicită ajutorul într-un anumit moment, s-ar putea să ratăm și să nu se mai întâmple acel moment sau să se întâmple altă dată când, eu știu, acel tânăr va spune sau acea persoană va spune: nu mai sunt pe părintele sau nu mai caut pentru că nu mi-a răspuns, nu a dat curs solicitării mele la un moment dat. Și atunci s-ar putea să ne asumăm o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și să pierdem un suflet pe care l-am fi putut mântui prin disponibilitatea noastră și prin receptivitatea noastră la apelul persoanei respective. Deci, spun cu tărie și cu fermitate că trebuie să avem ca și duhovnici răbdare și disponibilitate pentru credincioșii noștri și pentru cei care ne solicită sprijinul și ajutorul. S-au mai întâmplat, am mai avut situații, de exemplu, care tot la fel au venit cineva la biserică și erau lucruri care mă așteptau și am spus: vină mâine la ora de, și n-am mai venit. Și atunci am regretat și de aceea m-am gândit și am această opinie și consider că este potrivit ca să avem această disponibilitate, pentru că omul nu vine la preot și la duhovnic doar așa, oricum, pentru că așa, ci are o apăsare, are o nevoie. Și ne amintim și de Mântuitorul Hristos, totdeauna a avut disponibilitate. Sfinții, în general, au avut disponibilitate, au avut acea prezență, putere, de spirit. Prezență de spirit și putere de a se lăsa pe ei înșiși pentru cei care îi căutau. Și rezultatele au fost pe măsură și multe suflete au fost mântuite și aduse pe calea cea bună. Deci trebuie să avem ca și duhovnici o disponibilitate permanentă și nu să căutăm dacă este momentul potrivit sau nu. Trebuie să ascultăm, trebuie să cercetăm, să dăm sfatul atât când ne luminează Duhul Sfânt și din experiența noastră cel mai potrivit și să încercăm să contribuim la salvarea acelui suflet, la îndreptarea lui, la povățuirea lui, la
călăuzirea lui către Dumnezeu și de ce nu către a ieși din o anumită, dintr-o anumită situație pe care el a simțit-o în acel moment că și-o dorește să iasă din acea stare. Un preot a mărturisit un lucru în pastorația Sfinției sale. Spunea că undeva în paremise în postul Sfintelor Paști, a stat într-o seară până la vreo 12-1 noaptea și apoi după ce s-a ridicat de pe scaunul de spovedanie, amețit efectiv, atunci când a ieșit din biserică, au venit doi tineri și a zis: Părinte, am venit și noi la spovedanie. Și Părintele a spus: nu fie cu supărare, nu pot să mai stau pe picior, nu pot să-mi adun gândurile, nu pot să vă ajut acum. Și au zis: Părinte, am înțeles, te-ți obosit, ne iertați, dar cred că răspundeți dumneavoastră de ceea ce se va petrece noaptea asta. Și l-au întors, s-a întors Părintele și a stat până la 3 și apoi și-a văzut de ale sale, n-a intrat în detalii, a fost delicat. Acum vă întrebăm ca duhovnic, cât își poate încărca un preot propria conștiință cu alte conștiințe care doresc să se limpezească? La nesfârșit, na, deci Mântuitorul Iisus Hristos, bine, vorbește într-un alt context, dar îl putem înțelege și în sensul întrebării pe care mi-ați adresat-o, că trebuie să iertăm de 70 de ori câte 7. Bine, e vorba de iertarea în sine ca și iubire a fraților noștri, a celor care, eu știu, ne greșesc într-un fel sau altul, voit sau nevoit. Însă, cred că se potrivește acest îndemn al Mântuitorului Iisus Hristos și în ceea ce privește pe duhovnic. Da, trebuie să avem această disponibilitate, trebuie să ne încărcăm, pentru că ne încărcăm pe de o parte, dar Dumnezeu lucrează, ne dă puterea, ne dă tăria, ne dă înțelepciunea, ne dă posibilitatea de a putea ca lucrurile rând pe rând, pe de o parte să ne încărcăm, pe de altă parte la rândul nostru, pentru că și noi suntem preoți și mergem mai departe și ne descărcăm la duhovnicul nostru, așa că fiecare preot trebuie să aibă duhovnicul său și să facă acest lucru, să cerem sfat la rândul nostru și în felul acesta disponibilitatea noastră și capacitatea noastră de a îi asculta pe credincioșii noștri trebuie să fie una fără limită. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este fără limită, Dumnezeu îi primește pe toți. Dumnezeu nu stă să spună astăzi nu am timp sau este suficient, întotdeauna pe toți ne așteaptă cu dragoste, cu deschidere și are pentru fiecare dintre noi, dacă îi cerem, și sfatul și, să zic așa, iertarea fără măsură pentru fiecare dintre noi. Deci putem spune, să zic așa, și răspunde la această întrebare, să zic așa, că trebuie să fie o disponibilitate fără limită, fără a ține cont de cine, cum și în ce context ne cere sfatul, pentru că, așa cum aminteați și această întâmplare de care vorbeați și oarecum putem să intuim cam ce aspecte puteau să fie, da, era poate o greșeală dacă nu ar fi reușit să se adune și să mai acorde pe lângă cele 11, 10 sau câte ori au fi fost până atunci de sfătuire și de spovadă încă o oră, două pentru acele două persoane, pentru acele două suflete pe care poate și în mod sigur prin această disponibilitate, prin această adunare a Părintelui, poate că le-a salvat pentru Hristos. Deci trebuie să avem această deschidere, este adevărat, suntem oameni, uman vorbind, este greu, este dificil, dar ne-am ales această cruce ca și duhovnici, ca și preoți și trebuie să ne ducem pe mai departe și să nu uităm că și noi de multe ori la duhovnicii noștri, tot la fel, se întâmplă din diverse motive să mergem și noi mai târziu, să mai întârziem, să abuzăm poate de răbdarea confratelui nostru, duhovnicului nostru până la urmă și să avem mulțumirea și împăcarea și, vedeți, din experiență înțelegem bine lucrurile, că și noi foarte mulțumiți am fost când părintele nostru duhovnic, deși poate era aglomerat sau era poate un moment nepotrivit, s-a deschis sufletește, ne-a primit cu dragoste și ne-am bucurat că am reușit să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus și ne-am dorit și ne-am pus în gând ca să facem. Din mărturia ucenicului, a fratelui, am aflat că după ce și-a mărturisit gândurile, a dobândit odihna. Și această odihnă este confirmarea faptului că a avut parte de o spovedanie eficientă, care i-a spălat conștiința și sufletul. În zilele noastre, cum facem să dobândim această odihnă? Această odihnă o putem dobândi cu încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu ne iartă, că Dumnezeu ne ascultă, că Dumnezeu ne poate călăuzi, iar lucrul acesta Dumnezeu îl face prin slujitorul său, prin, de fapt,
instrumentul prin care el lucrează, și anume preotul duhovnic. Și vedeți, în Ortodoxie, în mod deosebit, noi avem această spovadă, această spovedanie personală, nu una impersonală, eu știu cum avem la alte confesiuni, așa, în care omul stă față în față cu preotul. Preotul, la rândul său, trebuie să aibă conștiința și puterea de a-l înțelege pe cel din fața sa. Nu întâmplător se spune că preotul este ales din popor ca să înțeleagă neputințele poporului, și în felul acesta penitentul, credinciosul, care vine fie la spovadă, fie la sfat, da, trebuie să aibă conștiința că cel în fața căruia se deschide este slujitorul lui Dumnezeu, o poate face cu toată deschiderea, cu convingerea că poate dobândi în felul acesta, eliberându-se de povara problemei respective, pentru că nu vorbim numai de păcat, vorbim și de o anumită stare, de o anumită situație, de o anumită dilemă pe care o are, și în felul acesta își poate dobândi pacea, pentru că a găsit un reper, a putut primi un sfat, a putut primi iertarea, de ce nu? Pentru că uneori conștiința ne apasă, am săvârșit o faptă grea, sau poate un păcat obișnuit, dar pentru noi înseamnă ceva, pe ceva greu. Și nu știm încotro să o luăm, nu știm mai așa. Atunci, mergând la duhovnic și mărturisindu-ne, avem această împăcare și această pace că acel păcat sau de acel păcat ne-am eliberat sau am primit sfatul cum pe viitor să procedăm în a ne feri de anumite păcate, de anumite căderi, și în felul acesta avem o liniște și o împăcare, pentru că mărturisind păcatul ne-am împăcat și cu noi înșine și iată ne-am împăcat cu Hristos și cu Dumnezeu, care permanent ne așteaptă cu brațele deschise, doar noi să avem puterea de a ne îndrepta către El și de a ne lăsa în brațele sale mântuitoare pe crucea iertării și pe crucea mântuirii. Părinte Protopop, mai avem puțin din această întâlnire și voiam să vă întrebăm pentru noi, pentru cei ce ne urmăresc, când ne primește Dumnezeu sau ne refuză vreodată Dumnezeu mărturia și căința? Dumnezeu nu refuză niciodată mărturia și căința noastră. Dumnezeu nu refuză niciodată. Mântuitorul Hristos spune foarte clar în Sfânta Scriptură: pe cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. Așa că trebuie să avem îndrăzneală, trebuie să avem încredere, trebuie să avem conștiința că Hristos ne primește în orice moment, în orice stare în care ne-am afla, și în orice moment în care noi am realizat și am conștientizat starea în care ne aflăm și ne-am hotărât să ne ridicăm, să lăsăm păcatul și să ne apropiem de Hristos. Hristos este permanent disponibil. Să ducem aminte de momentul mulțirii pâinilor, când toată ziua Hristos, până seara târziu, i-a povățuit pe cei care l-ascultau, încât aceștia au uitat și de ei și de foame și de, eu știu, treburile lor zilnice, însă El a stat, ba chiar mai mult, i-a îndemnat pe apostol să plece cu corabia de cealaltă parte a mării, iar El a rămas până în final și a dat drumul mulțimilor, probabil binecuvântându-i, călăuzindu-i, dându-le permanent din pacea sa. Deci, Dumnezeu, să avem încrederea că ne așteaptă oricând, că ne așteaptă în orice stare am fi, și să avem îndrăzneala, așa cum am început, îndrăzniți, spune Hristos, eu am biruit lumea, trebuie să avem această îndrăzneală de a ne adresa Lui prin duhovnic, de a adresa Lui în mod direct prin rugăciunea noastră personală, și El va căuta cu milă la starea noastră, la viața noastră, la neputința noastră, da? Nu trebuie niciodată să spunem, nu pot să mă rog, sau eu știu, merg și spun preotului și... Nu, trebuie să avem conștiința că Hristos și Dumnezeu ne așteaptă și lucrează în viața noastră, doar să-i deschidem ușa. El spune foarte clar în Cartea Apocalipsei: iată, eu stau la ușă și bat. Noi trebuie să deschidem, pentru că zăvorul este pe interior, la noi. Noi trebuie să-i deschidem și Hristos va intra imediat în viața noastră și ne va aduce, pentru că am vorbit, ne va aduce pacea sufletelor noastre. Părinte Protopop, mulțumim pentru prezență și pentru cuvintele de real frumos. Dragi telespectatori, mulțumim că ați rupt o parte din timpul prețios al dumneavoastră și l-ați împărțit cu noi, înmulțind oarecum bucuria și binecuvântarea. Dacă simțiți în inima dumneavoastră o chemare către Dumnezeu, nu amânați. Însuși Dumnezeu ascuns în inima dumneavoastră vă cheamă să vă întâlniți, să vă spalați sufletul și să vă dobândiți odihna pe care cu toții o dorim. Vă așteptăm cu drag la următoarea întâlnire. La revedere!